DJ-ul nostru știe că imaginea contează foarte mult atunci când apari în lumina reflectoarelor. Așa că simpaticul Morris și-a luat ghetele de Kangoo Jumps și a plecat în parc cu Kingo Sebastian, una dintre cele mai exigente instructoare, împreună cu mai multe prietene, pentru a face sport în aer liber. Trebuie să încălzim corpul. Este foarte important să nu începem antrenamentul fără încălzire. Fără încălzire, da. Yes. Dragii mei și dragele mele, după cum am acceptat provocarea de acum câteva zile la emisiune platou și m-ați văzut aceste, cum se cheamă exact? Ghete miraculoase, Kangoo Jumps. Ghetele miraculoase. Am zis, hai să trec și eu la următorul nivel, pentru că dacă am văzut că mă descurc, de ce să nu merg mai departe? Bună, ce faci? Și mă bucur tare mult că suntem în parc, o zi superbă, și facem mișcare. Da, exact. Ai văzut? Deci dacă ai ghete personale sau te duci la sală, așa. Voi băieți, că data trecută m-ai întrebat în platou, da, ce pot să fac eu ca băiat? Tu pui ghetele în picioare și alegi. Faci un antrenament exact ca la sală. Faci o încălzire ușoară, 5 minute, da. După care faci partea fundamentală, alergare cu călcâi. Cu cât mai sus ridici, așa, cu atât mai lucrează abdomenul. Feste. E foarte tare pentru celulită. O să-l arătăm mai târziu abdomenul cum lucrează. Dacă mai ai greutăți în mână, în timp ce alergi în parc, am ceva cu greutăți. Poți să faci, exact. Prima TV. E cu... Da. Poți să faci antrenament. Și biceps. Exact. Ridici în sus, în jos. Și umeri. Brațe, spate. Important ca în timpul alergării să ai tot așa spatele drept. Încordezi abdomen, gâtul lung, și acum, dacă, la vedere. Eu dacă fac o oră așa cu tine, da. După aia ce pot să mănânc după aia? Poți să mănânci orice, orice? Pentru că dacă tu de 3 ori pe săptămână folosești ghetele, folosești așa antrenamentele, da, folosești programele mele de slăbit, poți să mănânci, pentru că ai noroc să arzi în jur de 800-900 de calorii. Adică dacă mănânci... Foarte, da, mult. Da. Acum, știi ce? Sunt eu tare curios. Da. Dacă mai sunt, nu știu, adepți ca și noi în parc, mai găsim și noi pe cineva care mai... Cum să nu? Care mai practică acest sport? Ce zici? Găsim, găsim? Pentru că este un antrenament foarte fain. Oricând pui în picioare, eu am totdeauna ghetele în mașină, deci eu nici nu scot. Dacă ai role acasă, dacă ai clăpare acasă, trebuie să ai și o gheată. Deci, pentru practic, că... pentru vârsta de 26 de ani... Cât am eu, da. Așa. Sportul este indispensabil și a doua... Da. Așa, a doua natură, a doua viață sau... Sau cum s-o definezi, mai bine spus? Stil de viață. Stil de viață. Și pentru mine nu există să nu folosesc gheata, să nu am gheata lângă mine. Ia, ce am găsit noi aici. Spune, uite, ți-am zis că trebuie să mai găsim pe cineva. Păi ce faceți aici, fetele? Ce faceți? Tot la mișcare, tot la mișcare. De unde veniți? Cum? De unde veniți, chiar? Din Rădău Suceava. Așa? Da. Fetele. Fetele. Unde mai spune o dată? Rădău Suceava, Bucovina, nordul Moldovei, sus acolo. Mamă, pe acolo e aerul curat, e cu totul și cu totul altceva, nu? Bună, ce faci? Bună ziua, am venit și eu alături de antrenarea mea să ne antrenăm puțin aici în par. Deci doamna este antrenoarea, șefa voastră, antrenoarea voastră, da? Da. Și cum e, nu știu, cum ți se pare acest sport? Relaxant, în primul rând. Îți dă o stare de bine. Foarte benefică pentru sănătate. Și în special pentru articulații, pentru spate. Vorba, dar Kingo, instructoarea vigilentă, nu a uitat de ce s-au întâlnit în parc. Așa că i-a pus la treabă. Hai să facem niște exerciții ușoare pe care oricine pune ghetele după 5 minute a și învățat. Sau știi să schiezi. Hai un exercițiu. Nu prea place la schiat, dar hai să învățăm. Așa, și să alergăm corect. Haideți. Ținem spatele drept, frumos, sărim în mijlocul tălpii și ridicăm călcăiul. Aia e. Și încercăm să alergăm un pic. Haideți după mine. Eu, sincer, o să zic pas la proba asta. Nu că nu pot, că pot. Adică pot și eu, dar le las pe fete să facă. Ca să vedeți corect despre ce este vorba.
Bă, e foarte frumos să faci sport. Nu-ți ia decât, să zic, poate o oră din viața ta în fiecare zi să faci puțină mișcare. În primul rând, mental te ajută foarte mult. După aia nu mai vorbim de sănătate și de tot procesul tău al vieții prin care noi trecem și noi trăim. E bine să fim cât mai motivați și cât mai aproape de sport, pentru primul rând, pentru mentalitatea noastră și pentru sănătatea noastră.